După cum vedeți, astăzi este organizată o competiție internațională unde avem jucătorii, dau câteva exemple, Mexic, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania și alte state. În total, un număr de 17 jucători profesioniști care la această competiție au jucat în colaborare cu jucătorii amatori, în fiecare echipă, în fiecare flight, cum se cheamă în cutumele golfului, au fost câte un jucător profesionist și 3 jucători amatori, care s-au întrecut între ei. Pasiunea pentru golf, pentru întreținerea terenului și pentru managerierea lui mai mult. Că, din păcate, jucătorii nu sunt prea buni. Joc mai în spate așa numai. Dar îmi place să mă ocup de jucătorii de golf, de terenul de golf și de administrarea lui. Cum este să joci în lumea bărbaților? Este foarte greu, ca orice lucru pe care îl fac femeile în lumea bărbaților, dar este foarte frumos când reușești să câștigi. Există un secret al femeilor pe care îl aplică în golf? Nu am gândit niciodată dacă este un secret sau nu, dar da, cred că femeile sunt mai tenace. Când își doresc ceva, pot să și realizeze mai ușor decât bărbați. Cum crezi că se poate dezvolta golful în lumea femeilor? Cum trebuie promovat? Da, trebuie promovat nu doar în lumea femeilor, ci începând chiar de la copii. Îmi place să văd familii. Joacă mama, joacă tata, joacă și copilul, au o activitate de duminică, de weekend, de concediu. Duceți copiii să facă sport în aer liber. Este foarte important. Secret is golf is 90% feeling and 10% technique. Don't spend all your money taking lessons. That is the secret. You should start with the youth first, because at the moment I started in Seville to teaching snag golf in the schools. But if you want the golf population to grow, you have to start with the youth, the youngsters, kids. Give them free memberships, give them free lessons, then it will grow. Because if you only keep golf as an image, it will never grow, because everyone thinks golf is very expensive, but it's not.